am să fac eu cupa mea de ciocolată. Și mi-ați făcut, mă, cu tava de cuptor, băi. Ai tavă, n-ai tavă. Care ai tavă, n-ai tavă. Când ai tavă, care-i tavă? Mi-ați dilit tava de la cuptor, băi. Incredibil, mă. Cupă de ciocolată, de mine făcută, umplută cu cremă patisier, cu fructul pasiunii. Și sos caramel și biscuite cacao. Primul lucru pe care îl fac, fac crema. Gălbenuș de ou, fructul pasiunii, amidon, zahăr. Se amestecă bine, bam, bam, bam. După care pun smântână de gătit sau frișcă lichidă sau lapte. Ei, dai pe jos, ce dai, mă, pe jos, mă? Pun pe foc, la foc medium spre mic și lângă ea așa ca să nu se lipească până s-a îngroșat. Când s-a îngroșat, o dau la parte, o pun în castron, folie de plastic, bag să se răcească, nu când trebuie crema rece. Am făcut crema, am făcut și biscuitele. Pentru biscuite, făină, zahăr unt și cacao. Simplu. La cuptor, până se gătește. 10 minute, un sfert de oră. Caramel, zahărul la topi, s-a topit zahărul, pui niște coniac în el acolo, fierbe, pac, smântână de gătit, pac, 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 a dat și aia în fier că se topește zahărul, pac, mam, mam, bam, trebuie să stea pe foc, am dat o parte, unt, pop, 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 caramel. Ce mare inginerie! Între timp am topit ciocolata, cu un balon sau cu o barnă, așa am făcut eu. Am pus, am făcut cupele, am luat eu primul balon în care să fac, am pus eu mâna pe ciocolată, că n-am termometru să văd eu câte grade are ciocolata. Am făcut primul balon frumos așa, mi-am pregătit eu tot acolo, tavă frumos, cârtie, pregament, pac, am luat primul balon, l-am băgat, pac, îl ține frumos așa. Se cadă. Nu cade, mă. Se cadă. Păi da, mă, dar cupe... Pardon. Bă, de ce m-am mins, băi? E prea cald. Păi aia e. Bă, când a explodat odată balonul. Bum! M-am speriat, cred că am rămas așa blocat. Și ciocolată peste tot. Și pe mine, și pe ban. Cred că a zburat și pe camera. Băi, când a explodat balonul ăla, a dat bum! Și a rămas așa, ciocolată peste tot. Am mai lăsat ciocolata un pic să se răcească, s-a mai temperat puțin, am început. Până la urmă am reușit să fac trei cupe de-astea și ea. Bine, capul mă duce, adică am găsit soluții. Băi, are cineva un ac? Un ac, are cineva un ac? Am uitat să dau cu... Am uitat... Dă-mă un ac. Am uitat să dau cu un pic de unt, dar iese, că nu e, știi? Se dă puțin unt așa pe balon, știi, și să-mi bagi ca să dezlipească ușor. Le-am scos de acolo oricum, s-au dezlipit încet, dar sigur. La sfârșit, când am crema gata, o mai bat un pic că se întărește. O mai bat un pic și adaug frișcă bătută. Amestec așa pe muncă, vine mai fluffy, că ea se întărește, datorită amidonului se mai întărește. Și pun frișcă, o amestec bine, bam, 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 și devine mai fluffy. Și m-am apucat de montaj. Am pus în cupă caramel, prima oară așa, cu lingura frumos, caramel, după care am pus crema frumos, pus în cupă așa, mi-a stat cupele frumos. Floricele, bzz, bzz, gata.
arată bine, vrei să zic, arată absolut deloc rău.